Bună dimineața și bine v-am găsit la un vlog lunar de al lui Nogolden, că mai nou așa se pare că fac vloguri lunar. Acum caut și eu adresa, tocmai a venit domnul să ne aducă camera de la Răzvanel Minoru, pentru că n-a putut să ne aducă, dă un test la mate. Acum mergem la ieșirea prin dreapta și se ce? Școala de drift Sorin N. Mergem la școala de drift Sorin N să facem drifturi cu o fetiță de 10 ani. Da, ați auzit bine. O să filmez cu domnul Cătălin Măruță, o să facem drifturi și o să încercăm să scriem ceva pe o foaie în timp ce doamnișoara campioană ne va da de cap. A intrat omul. A intrat omul? De bine. În timp ce ea ne va da cu capul de toate ușile din mașină, de tot. Sper că o să avem cască, chestii de genul. Dacă nu, Doamne ajută. Până atunci, nu uitați să vă abonați, să-mi dați follow pe Instagram Lino Golden, să dați follow și lui Băcilă pe Instagram. Și ce să zic, cred că vlogul ăsta va ieși fix de ziua mea, adică vineri. Adică nu e ziua mea vineri, dar știți voi, ziua mea e sâmbătă, dar o să pun vineri. Hăți, John-ul ăla, suntem pe autostradă, mai avem câțiva kilometri, am trecut prin multe peripeții, am ratat o intrare, în loc de 10 minute ne-a ratat 40 de minute dintr-o dată. Am făcut noi o schemă cumva și am reușit să dăm bine, până la urmă de asta suntem cine suntem. Mai avem vreo 10 minute și ajungem la locația inițială, unde ne vom da cu mașinile de driftuleț. Uite aici, școala, mama, dacă trebuie să întoarcem, probabil, uite lui Coilu, da, deci trebuie să întoarcem pe undeva. Bă, cine mai vrei că știu, vei zona, poate mai dată vreo intrare și ne trezim că mergem până în Pitești. Dar la primul sens generatorul trebuie să întoarcem. Ah, ok. Na, deci stați cu ochii pe noi, mai avem un pic până vă arătăm ce înseamnă exact șmecherie pe roți. Am ajuns în sfârșit la locație. Mașini, mașini. Ia vedeți aici ce o să ne dăm. Ce zici? Ne dăm ceva bine? Fuuu. Eu zic că da, nu? Ne dăm ceva frumos. Hai zic ce se întâmplă aici. Haide. 645 de cai și Nm 777,8. Na, vreau că m-a zurat. Băi, da, păi avem... Ai văzut cauciucul ăsta. Bine. Băi, am avut o problemă la capătă. Copa. Da, termopan. Ea e toată din fibră. Da. E toată din fibră. Ideea este în felul următor. Mașina asta, la început de sezon competițional, când este mai, atunci începe sezonul, sunt țipă, două, trei etape. Da. Driftul este un sport de contact. Trebuie să mergi mai aproape față de cel din față, știi? Da. Când ești în follower. Da. Și tocmai de aceea, la noi, contactul într-o anumită măsură este permis. Deci mai sunt lovite, mai sunt atinși, de-aia ușa ai impresia că zboară, că acum e final de sezon, știi? Iarna le desfacem bucăți, bucăți, Lego le facem, da, și revizie totală la tot ceea ce înseamnă. Ia sărac așa. Hai în spate, hai în spate. Sistemul de răcire este aici în spate. Radiatorul este aici poziționat. De ce? Pentru că la motor deja temperaturile sunt mult mai mari și nu mai avem flow de aer care să vină. Pus aici în spate cu două electroventilatoare. E cât un calorifer, are 20 de centimetri lățime și bari, 35 de litri de antigel de lichid de răcire între tot sistemul de răcire. 35 de litri. Ceva. Exact, da. Pentru că îți dai seama, vine din față, sunt furtunul pe de sub. În fine, sunt mașini cu modificări complexe ca să poată rezista. E John. E John. Avem aici, Doamne ferește, cazul în care, Doamne ferește, vezi extincter și ăsta este... Da, să mai întâmple să... Zi, se acționează din afară, este un... Ia foc cauciucuri sau da, da, la durații foarte mari și la viteze foarte mari. Pentru că ai nevoie de viteză, cu a patra le învârți atât de repede încât se lăsă de temperatură. Aici este alimentarea generală de curent, în cazul în care, Doamne ferește, prin absurd să spunem, mi s-a întâmplat o singurată. Poți să iei foc, oprești curentul general și aici este stingătorul, vezi? Sunt diuze, uite, vine încoace să vedea că, Doamne ferește, în cazul în care te-a întâmplat ceva, dar nu. Prin absurd, ca să știi că ești în siguranță, asta vreau să spun. Asta este tot circuitul ăsta, conducta de la mine este acordat la un stingător care este în spatele nostru acolo, da? Da. Și când tras siguranța aia, toată zi, pudra aia din stingător vine aici. Pe motor, pe turbină, mai avem una la picioare, la cap și așa mai departe, ca să poată să... Când ajunge comisarul de curs sau cineva cu stingătorul la trebuie să pestește, știi, simplu. În cazul în care mai ești conștient. În cazul în care nu, vine cineva și trage din ăla din afară. Nu s-a întâmplat până acum, dar mașinile astea sunt foarte sigure. Și dragi telespectatori, asta vreau să vă spun și să atragem atenția, Lino, da, totodată și urmăritorilor voștri, apropo la ceea ce s-a întâmplat acum, da?
dragi spectatori și dragi fani ai motorsportului, ai lui Lino și ai noștri, strada nu este pistă, mașina este o armă letală, iar eu o compar cu o torpilă. În momentul în care accelerezi mai mult decât nu trebuie, mașina se transformă într-o torpilă lansată de un submarin care își caută doar ținta, ea trebuie doar să lovească undeva. Asta trebuie să atragem atenția. Da. Folosim anvelope semislibă 65-35x18, sunt anvelope mai aderente, care trebuie să scoată în aderență. Hai să-i dăm drumul la treabă. Păi să trecem la treabă, cum spune. Să trecem la treabă. Cine are emoții? Mama, asta. Eu. Păi ia ce care. De ce? Dar tu de ce ai? Aranjează tu mai bine, Alisa. Nu, ai atrageți-o peste gură. Așa. Bun. Peste gură, Lino, ca să fie... așa, Cocoș. Doar la față. Stai să te aranjezi puțin așa. Trage puțin mai către stânga, perfect așa. Aici, ca să nu te geneze. Da. Sub bărbie poți să o tragi. Așa. Și am o căscuță. Da, un coci. Să-l aranjez și eu la palieră. Acum puțin mai jos, ca să nu... De la scafandrii. Acum până urcăm și... Așa. Dă-le și lor un autograf, te rog eu mult de tot. Alice, Sara, veniți în coace. Pentru Alice? Da. Alice? Alice. Alice. Da. Uite ce e frumos. Fac noi separat. Cum să se bată... Asta le fac doar. Așa, mersi mult de tot, mersi mult. Și pormea te dai cu Sara. ești pregătită? Mai dăm unul, te rog. Eu știu ce am acasă, sunt Tom și Jerry, credem. Bate 5 aici. Wow. Ești gata? Da. Ești gata să mă sperii? Da. 12 ani, tocmai ce a lăsat păpușile Ateneaul, că le-a schimbat de rochițe și a zis, stai să-ți mă dau și eu. Lino, că sunt fan al lui. Bă, ce l-am, tu vezi? Deci prima dată... Măruță, ce mi-ai făcut? Prima dată te dai cu Alice. Da. Și trebuie în timp ce facem driftul să cânti o melodie de taia, vreau să cânti Panamera. Ok. Deci când a început să-i dea, când a tras în adevăr și a început driftul, trebuie să cânti Panamera, da? Da. Să vedem cum te descurci. Ok. Ale tale la părnițele? Da. Ca să înțelegi. E scundă, nu așa aici. Alina, poți să mergi în dreapta. Dar n-am mai mers cu nimeni până acum, nu? Haide. E prima oară, de fapt. Am aici o cască, ea mea. Asta e a ta. Ia, poftim. Stai că-ți dă una mai mare. Asta e a ta. Nu știu, asta. Eu, ești ok? Da, da. Te jenează, ok? Nu, e ok. Ok. Ba, un pic, mai desfăcut. Da, un da? Pic, da. Așa. E bine? Da, e bine. Bă, noi suntem gata, Alice. Doamne ajută, adică... Când vrei tu! Aoleu, ușurim! Instagram. Ne Ioan Alice și pe YouTube Alisene. Și noi am făcut practic prima colaborare pe YouTube. Da. Mă bucur că am fost primul ei colaborator. Cine știe peste câțiva ani o să aibă milioane de abonați, să nu mă uiți, da? Da. Perfect. Ia uite aici, mă bag! Oh,
spate la mașină. Deci fii atent. Așa. Mă uitam și aveam treabă, mă uitam acolo să scriu. Și dintr-o dată îl văd că e aia. Zic, zic ceva, nu știu, merge bine. Și dintr-o dată, ai pus, e ok. Dar se vedea cu centurile pe păș. A ieșit pe după el, nu l-am mai dezvăzut. Clar, ai sărit și cum ai sărit din mașină. Păi, da, aici, dă pe el. Când ai sărit ca Jason Statham, așa. Deci, după aia când a căzut, iată, mă zic, stai mă, care cască. Nu, nu, nu. Bă, dar știi cum a sărit pe un joc? Direct. Nu, mă, nu, n-ai treabă, dar eu mă gândeam la momentul zic. Ha, mă, că o fi doar ceva, o schemă de face acum, așa, se fum. După aia pe bossul, că vine, unde? S-a luat mașina, văd că vine, aoleu, băi, lăsă-s! Ha, nu-i bine. Și poate centura și-l tăvă pe tine, că vii cu aia. Aia e tot de la farsă? Extintorul. Fumul ăla negru e tot de la farsă? Aia e tot... Aia e tot de la farsă? Karma! Bă, chiar a luat? Gen, chiar a luat pe bune acum? Nu mai... Nu, nu mai doar. Bă, nu mai înțeleg nimic. Acolo, oricum am filmat tot. Mai când a da, mașina? Da, nu cred că da. Era să mor de infart. Ok, deci nu era să mor din cauza că era să ne ia foc mașina, de cel puțin asta trebuia să cred eu, că a luat foc mașina, a venit cu extintorul. Aaa, dă-ți centura jos, sar din mașină. M-au distrus, mi-a făcut măruță farsa vieții mele. Nu mi-a făcut nimeni, nu m-a speriat în viața mea de tare. Dar știi ce m-am gândit să mor cu mașina? Zic, dacă mă rog, mă legam în centura acolo, mă uitam la băcină filmare de aia. Ceilalți băieți se uitau la mine, gen, Doamne ajută. Dar domnul m-a prins, se uitau așa un pic panicat la mine, gen, parcă se așteptau la ceva, nu știu. M-am speriat oricum foarte rău. Suspicios, așa. Da, știi când a început să-mi creeze suspicii, când... Toți ziceau într-una de siguranță, dar e sigură, dar e sigură. Și ce tot întreabă atât, de ce m-ar fi urcat cu, într-o mașină care nu e sigură? Tot întreba, dar dacă ia foc ce se întâmplă? Zic, ce tot întreabă atât, înseamnă și de față cu mine. Gen, mă gândeam că poate întreabă doar așa, să știe ei, pentru filmări. De. O să vedeți când primesc filmările pe GoPro, o să devin atât de amuzant de viral, încât o să nu o să mai zic din casă. Frână. A, n-a fost așa. Da. Acum merge să ne tatuăm pe față. Vreți să vă dau numărul de telefon și să vorbiți? Mă rog, care sunt opțiunile de telefon? Aha. Aș vrea doar, cred că aș vrea doar conturul ăla. Aș vrea să o umple, știi ce zic? Vreți să o trebuie? Nu prea ai... Nu prea ai de mică, eu sunt prăști și tot o să vadă. Da? Am terminat cu drifturile, am venit la fratele nostru la Zaiet să ne tatuăm pe față, un tatuaj pe față. Acum decideam pe ce parte să-l fac, deci stați cu ochii pe mine. Nu-i vrea înclinat? Înclină un pic. Nici nu-mi dai seama, că stau și cu capul, așa? Gen mai înclinat, da, mai așa? A, nu, eu mă gândeam invers. Eu ziceam... Mai prea, mă. Așa nu-i bine? Gen dacă stă fix în... Așa, nu? Da. Și din ce o să mai țip tu pe aici? Bă, calma. Am te poza aici. Am te poza aici. Vai, Leu. Am terminat și tatuajul, era să și mor într-o mașină de drifturi luând foc și am sărit pe geam. Într-un final am ajuns la studio, am terminat și ce să zic. Uitați să vă abonați, să lăsați un like, să mă urmăriți pe Instagram.